Orchestrele militare de suflători, muzicile militare, așa cum sunt ele cunoscute la noi, sunt formații cu o tradiție de peste 150 de ani în România, care de la începuturi și până astăzi au rămas singurele formații desemnate conform legii să interpreteze muzica oficială a statului. Pe lângă acest rol, atribuit de altfel și celorlalte formații similare din toate țările lumii, orchestrele militare au un repertoriu foarte divers și un spectru larg de acțiuni pe care le pot acoperi. Repertoriul cu specific cazon este întâlnit la ceremoniale militare, unde se cântă marșuri pe care defilează militarii, iar în alte ocazii, fanfara, așa cum este ea cunoscută la noi, abordează și alte genuri muzicale, de la cel clasic la cele moderne mai cunoscute publicului de astăzi. Mai puțin cunoscute la noi, dar foarte populare în Europa de Vest, sunt festivalurile muzicilor militare. În cadrul acestor manifestări, pe lângă defilările din deschidere, formațiile susțin spectacole de muzică cultă în săli de concerte, iar pe stadioane ori în săli polivalente prezintă show-uri specifice de muzică și mișcare foarte apreciate de miile de plătitori de bilete, așa cum se întâmplă de fiecare dată în Germania, Belgia, Franța ori Norvegia. Primul festival de anvergură din România care s-a apropiat cel mai mult de structura celor din țările mai devreme amintite a fost organizat la Iași cu puțin timp în urmă. Pentru că a fost un succes, îi îndreptățește pe organizatori să spere într-o participare internațională în 2010. Dacă nu ați văzut pe viu la Iași reprezentațiile formațiilor participante, aveți acum ocazia la Propatria să vizionați câteva secvențe și să judecați dacă la anul veți lua sau nu drumul Copoului. Thank you.